Așa, ai făcut 10.000 de kilometri? Da. Ia zi. Poți să închizi puțin motorul ca să avem... Nu pot să-ți explic cât... Așa... Ce stare de bine am după o iarnă, cum a fost și asta, destul de lungă, să te urci pe scooter, să o iei prin oraș și să simți că nu există semafor la care să stai de 2 sau 3 ori, că drumul ți-e super întins, consum mic și pur și simplu super relaxare pe scooter. Mi se pare cea mai bună investiție de până acum, 2200 de euro care își merită toți banii. Am 10.200 de kilometri numai în București. Când spun numai în București, spun Băneasa, centru și retur. N-am fost nici măcar până la Snagov cu scuterul. Care e diferența între mijloc de transport și pasiune? Pasiunea e mișcarea rectilinie și uniformă de la punctul A la B cu părul pe tine, așa. Mi-a plăcut, drum bun! Hai că revin!